După ce a reușit eventul sezonul trecut, tricolorul Ploiești a decis să se retragă din Liga Națională, după ce în luna august a anunțat că nu va participa nici în cupele europene. Motivul invocat de conducerea clubului îl reprezintă bugetul. Oficialii echipei ploieștene au luat această decizie de a se retrage după ce majoritatea jucătorilor, chiar și antrenorul Sergiu Stâncu, au plecat de la echipă. Am tot încercat să găsim sprijin pentru a continua activitatea, atât la autoritățile locale, cât și la diverse companii. Dar în ciuda faptului că am câștigat titlul național și Cupa României, nimeni nu dorește să se implice. Astfel, fără să avem siguranța unui buget competitiv pentru un asemenea nivel, am luat decizia să ne retragem din Challenge Cup. Tricolorul Ploiești urma să joace în Challenge Cup cu o echipă bulgară, Levski Sofia, chiar dacă avea dreptul să evolueze în Liga Campionilor, iar în Liga Națională ar fi întâlnit nou promovata LVM Piatra Neamț.